dacă poate cineva să mă numărească și pe mine, cum e, nu prea am școală. Am o clasă, plus profesional, am fost copil negativ, am fugit, mă rog. Se face proiect, da? Un proiect pe care să integrăm persoanele cu handicap. Anul trecut, doamna Dorina Bogat a obținut un astfel de proiect și s-a făcut. Am fost câteva, am fost și eu la curs, s-a făcut mai multe cursuri. Și au fost copii de la NPI, de acolo de sus, nu știu exact cât, 10, 12, 13. Vă rog să mă credeți, s-au atașat de mine și toți mi-au spus mama Jenny. Mama Jenny, mama Jenny. Le dădeam câte 10 lei să meargă cu taxi, că veneau de acolo până aici, la Xenopolis, unde se ținea cursul. Veneau pe jos săracii. Când am dat examen cu ei, unul dintre ei, păcat că n-am putut să registrez sau să... Zice, mama Jenny, așa cum e cu problemele lor de sănătate. Ce v-am spus, că nu ne dau locuri de muncă și nu știu ce? Ei, eu vin și vă întreb pe dumneavoastră, proiectul ăsta, pentru ce a fost făcut. Acești copii își doreau, își doreau din suflet să aibă și ei în bani, să câștige ceva. Deci eu să nu înțeleg cu proiectele astea fixele. Deci amăgești persoanele cu handicap, mi se rupea sufletul, că nu puteam să le dădeam din banii mei, din puțin, nu le dădeam 10 lei, să meargă 4-5 taxi până în vârful dealului. Îmi venea să plâng acolo, vă rog să mă credeți. Vă rog să mă credeți. Și problema asta, eu sunt membra fondatoare a grupului Maraton 93. Eu n-am fost, cum să vă spun, și la asociație, eu n-am fost pentru mine personal, că poate dumneavoastră ați dat un pic acolo să nu știu cum, că această conferință nu e nu știu cum, să nu ia o întorsătură. Nu e nicio întorsătură. Eu am venit astăzi aici ca să-mi spun durerea și dorianțele mele și a celorlalți. Asta e cel mai important. Pentru mine, nu pentru mine, personal. Mi s-a rupt sufletul de copilașii aia 13, care își doreau loc de muncă și nu înțeleg. Deci s-a făcut proiectul, s-au făcut cursurile astea. Deci acolo au fost finanțate de bani, ceva. Și copiii săraci copii, ce au rezolvat? Deci eu aici nu înțeleg atâtea proiecte și atâtea se face și în fond nu se face nimic. Alt aspect. Și uitați aici. Aici, vedeți? Mă uit în sală. Mi se rupe sufletul că la ora actuală nu văd niciun coleg de-al meu cu care am luptat pentru Maratonul 93. Unde sunt acești colegi ai mei care au făcut parte din echipă? Unde sunt? Jenny, nu mă vezi? Nu vezi pe Dorina? Bun, voi doi nu și restul unde sunt, Vasile? Unde sunt? Mi-ați uitat? Unii dintre ei, fie iertat, este Emil, care a murit anul trecut. Dă-mi voie, te rog. Tu nici n-ai fost când am ființat numai clubul tău. Ai venit? Ulterior ai venit. Pe cuvântul tău. Da, pe cuvântul meu, da. Hai, Dorina, cine a înființat clubul sportiv? Cine a înființat clubul sportiv? Noi. Nu a venit. Mare sens. Noi suntem într-o conferință pentru problemele dumneavoastră de a se face. Vreau să-i răspund, doamnei, dacă îmi dați voie. N-am nevoie de microfon. În general, toate proiectele se fac exact cum spunea dumneavoastră. Îl pregătim pe acel copil cu handicap, pe acea persoană cu handicap, pe cursuri de formare profesională. Am făcut și noi foarte multe parteneriate pentru asemenea pregătire. Avem colegi care sunt angajați, avem foarte mulți asistenți personali, avem foarte multe persoane cu handicap care beneficiază de ceva. Nu se va rezolva problema asta, că este doamna ministru alături de noi sau nu este, că mâine se schimbă doamna și va fi altcineva. Problema reală a teritoriului trebuie cunoscută. Problemele dumneavoastră nu se vor rezolva altfel. Nu se vor rezolva niciodată toate. Pentru că, așa cum știm și din familie, nu putem rezolva tot ce avem. Punctăm problemele mari. Asta este dorința noastră. Pentru a modifica o legislație, avem nevoie să cunoaștem problema reală din teritoriu, care, de fapt, dumneavoastră, aveți o barieră, așa cum spunea și Vasile, există o barieră, dar dacă noi, cei care punem în aplicare, cei care, din păcate, ne fac legile,
Dacă nu își iau din teritoriu problema a dumneavoastră, a noastră, ca să ajungă să o rezolve, nu va fi niciodată o legislație care să răspundă nevoilor dumneavoastră. Să vă răspundă pentru că știam exact ce înseamnă aceste cursuri și cum se încheie ele. Dar să știți că sunt. În general sunt persoane cu handicap care ajung la un loc de muncă. Mai greu, dar ajung. O să vă rugăm dacă aveți mai multe probleme, vă aștept cu dragul sunt la mine. Le putem pune pe hârtie. Le putem pune pe hârtie și le putem transmite mai departe autorităților și instituțiilor competente. Mulțumesc o competență, doamnă director. Aș vrea puțin să vă spun și să... Sigur, discuția a trecut în cealaltă parte. Adică am discutat în continuare și de partea de transport public. Dar un lucru vă spun. În plus, în tot județul sunt primari care chiar interesează. Și nu vorbim de un act normativ în a-ți respecta un semn aflat într-o direcție.